Bun venit, grupul Eurovision România. În direct la Drobeta Turnu-Seveni, eu aici Cristian. Suntem gata pentru rezultatele semifinalei întâi la Eurovisionul Ideal. Ați votat, v-ați ales preferații. E timpul să vedem cine sunt cei 12 câștigători ai acestei semifinale. Vă reamintesc că țările sunt anunțate într-o ordine aleatoare. Deci, să începem. Prima țară calificată este Azerbaidjan! Felicitări! A doua țară calificată și votată de voi este Ungaria! Felicitări! A treia țară care merge în finală este Italia! Felicitări! Numărul 4. Norocosul numărul 4, care merge de asemenea în finală, este Ukraine, Ucraina! A cincea țară calificată este Islanda! Am ajuns la numărul 6. A șasea țară calificată este Poland! Polonia! A șaptea țară ce merge în finală, țara pe care voi ați votat-o intens și care iată se califică, este Austria! Așadar, avem 11 țări calificate. Nu, pardon, mai avem, avem 7. Au rămas 5 locuri. Iar emoțiile sunt ce în ce mai mari. 7 nume deja au trecut în finală. Mai sunt 18 țări și 5 locuri. Emoții mari. Să vedem cine este numărul 8. A 8-a țară care se califică în finală este Norvegia! I'm in love with you.
a noua țară pe care o vedea de asemenea în finală și care a fost plăcută de majoritatea dintre voi este Greece, Grecia! Mai avem 3 locuri pentru finală. Vedem ce este a 10-a finalistă. Țară foarte frumoasă. Cu o piesă la fel de superbă pe care ați votat-o. Iar ea este... Marea Britanie, United Kingdom! Am rămas 2 locuri. Un moment de suspans pentru ceilalți care încă speră la un loc în finală. Așadar, dragilor, 15 țări și doar 2 locuri rămase pentru finală. De asemenea, vom vedea în finală o altă țară, a 11-a țară calificată, Belgia! Dragilor, un singur loc. Al 12-lea, norocos. Biletul de aur. Ultima țară calificată în această primă semifinală. Așadar, dragilor, ultima țară calificată este... Cine oare să fie? Emoțiile sunt din ce în ce mai mari acum pentru toți ceilalți rămași. 14 țări, un singur norocos. Cine merge în finală? Așadar, vom vedea în finală pe... Moldova! Și plouă, se naspi de culori, dar noi vedem doar noi amintiri despre noi. Felicitări! Dragilor, mulțumesc mult pentru atenție. Eu am fost Cristian Aizu, la trompeta turnul Severin. Vă mulțumesc enorm pentru atenție. Felicitări tuturor calificaților. Ne revedem mâine cu a doua semifinală. Nu uitați că vă iubim. De asemenea, mulți pupici și partea celuilalt organizator al acestei ediții, Alexandru Urucu. Vă iubim pe toți, mulțumim pentru atenție. Eu am fost Cristian Aici de la trompeta turnul Severin. Ne revedem cu a doua semifinală și nu uitați că rezultatele semifinalelor le vom vedea abia după finalul acestei rubrici foarte frumoase numită Eurovision Ideal România. Vă iubim, la revedere, noapte bună!